Uneori cântăm chestii care nu ne dăm seama. De exemplu, am spus în cântarea anterioară că Dumnezeu este de 3 ori sfânt. Care poate să-mi arate mie, din 31.102 versete în Biblie, unde scrie așa ceva în Biblie? Biblia spune sfânt, 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 Isaia, capitolul 6, cu specificat Isaia. Dar atenție! Dumnezeu nu este de 3 ori sfânt. Dumnezeu Tatăl e sfânt, Dumnezeu Fiul e sfânt și Dumnezeu Duhul Sfânt e sfânt. El este veșnic sfânt. M-am dat seama că de foarte multe ori cântăm unele chestii, nu le gândim când le cântăm. De multe ori nu cânt. La versetele respective. Și avem multe astfel de cântări care le cântăm de mult timp. Majoritatea versurilor sunt bune, dar ar trebui trecute și prin filtrul Scripturii. Pentru că s-ar putea că credem o fărâmă de neadevăr și punem standardul jos al sfințeniei lui Dumnezeu. Oh, el e doar de 3 ori sfânt. No, Dumnezeu e veșnic sfânt. E foarte important să fim și să realizăm că stăm în fața unui Dumnezeu care este veșnic sfânt. Lăudat să fie Domnul. Contextul care s-a citit astăzi și tema care era pusă pe calendar pentru astăzi se intitula Căutarea credinței. Căutarea credinței. Și într-adevăr, 2 Timotei, capitolul 2, versetul 22, spune fugi de poftele tinereții și urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Eu aș vrea să vorbesc despre această căutare a credinței. Să cauți credința, să cauți pe Dumnezeu. Și Biblia spune că deși că nu este departe de nimeni dintre noi, el este aproape. Totuși, vrea să-L căutăm, zice Biblia, bâjbâind. Adică, prin credință trebuie să vezi dincolo unde nu se vede. Oarecum, definiția credinței este o încredere neclintită, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Adeseori m-am gândit la Dumnezeu că Dumnezeu este foarte logic în tot ceea ce face. Dar logica lui Dumnezeu de cele mai multe ori nu face sens pentru noi oamenii. Dacă ai comparat, de exemplu, logica ta ca om cu logica ca un om matur, care ești crescut, poate ai terminat școală, poate ai făcut, și ai ajuns cu un om cult, oarecum la nivelul minții tale, dacă îți compari logica ta de om matur cu logica unui copilaș, un copilaș de 4 ani, de 5 ani, de exemplu, poți să explici, vi s-a întâmplat vreodată să explici unui copilaș anumite lucruri, să-i le explici în cel mai frumos mod. Hai zice, măi, acum l-am înțeles sigur. Și o să zică, mai zi dată. Pentru că logica ta este cu mult superioară logicii lui, pentru că el încă nu-i dezvoltat la nivelul minții lui ca să priceapă logica ta. De aceea nu poți să înveți pe un copil de 3 ani, învață tabla mulțirii, nu? Puțin care poți să o memoreze chiar, la vârsta respectivă. Pentru că logica lui e prea mică comparat cu nivelul care îl are. Tot la fel, Dumnezeu este un Dumnezeu foarte logic, dar un Dumnezeu care, Biblia spune, este singur înțelept. Un Dumnezeu care a creat toate lucrurile, un Dumnezeu care n-are început și n-are sfârșit. Și acum imaginați-vă voi că noi suntem creatură. Eu am 30 de ani. Cum aș putea eu să înțeleg ceea ce îi din totdeauna? Cum aș putea să pricep eu decât să cred ceea ce spune El? Și El ne explică prin cuvântul Lui și ne spune că El e tot puternic. Și ne spune că El e bun. Și ne spune că El e iubitor. Dar totuși, vedem de multe ori că trecem prin anumite situații în viață care ne clatină. Trecem prin anumite lucruri în viață care uneori îți pune la îndoială credința ta. Bă, oare chiar așa e? Că Biblia spune că toate lucrurile lucrează împreună, nu separat, lucrează pentru binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și au fost chemați după planul Lui. Dar cum se face că viața mea meritată anapoda? Păi dacă Biblia spune că toate lucrurile lucrează spre binele meu, păi cum se întâmplă în viața mea că eu dau un faliment? Cum se întâmplă în viața mea că eu mă îmbolnăvesc? Eu tot în spital. Și poate de multe ori ne face noi să ne gândim. Și ajungem ca să, poate că să ne îndoim în mintea noastră, oare chiar așa e? Să știi că de multe ori, ceea ce e logic pentru Dumnezeu, nu e logic pentru noi. Nu din cauza că nu este așa, ci din cauza că noi
Suntem foarte limitați în a vedea planul lui Dumnezeu în ansamblu, să vezi tot. Dumnezeu care este în afara timpului, Dumnezeu care vede sfârșitul lucrurilor înainte ca să fie începutul lor, Dumnezeu care le declară cu mult timp înainte, este Dumnezeul tău, dacă te încrezi în El. El se numește Tatăl tău. Și acum noi ca oameni avem de ales în a ne încrede cu deplină inimă în El sau ne îndoim. Când te îndoiești vine frica, vine teama, îți copleșește inima și te trezești dintr-o dată fără pace, tulburat. De ce? Mică ți-a făcut credința. Așa spunea Iisus. Există o credință naturală care Dumnezeu a plasat-o în om de la naștere. De fapt, ca noi să putem trăi pe acest pământ, toate lucrurile care noi le facem, noi trebuie să credem pentru a funcționa pe pământ. Și un ateu, el crede. El trăiește prin credință, chiar dacă îi se pare că, bă, nu, e prin vedere. Nu, e prin credință. De exemplu, v-am mai dat exemplul ăsta mai de mult, mi se pare că, dar îl repet pentru că e important să înțelegem. De exemplu, noi când ne spălăm pe mâini la robinet, noi credem că dacă deschidem robinetul, curge apă. Tu nu vezi rezultatul credinței tale decât după ce acționezi. Credința fără fapte e moartă, Iacov 2. Dar realitatea este că dacă ai stricat robinetul, tu nu știi, până n-ai acționat. Ți s-a întâmplat să fie stricat. Dar ai crezut. De fapt, orice lucru faci în viață, când pornești mașina, bași că ea în contact, tu crezi că pornește mașina, dacă nu mai ai baterie. Tot ceea ce tu faci în viață, ca tu să poți să funcționezi, ca să poți să faci tot ceea ce faci, tu de fapt faci prin credință. Dar ești așa de obișnuit să o faci prin credință, încât ți se pare un lucru banal, ți se pare un lucru obișnuit. Bă, nici nu te gândești. Și Dumnezeu o ales ca să mântuiască oamenii în credință. Să-L cauți pe Dumnezeu, căutarea credinței, să-L cauți pe Dumnezeu prin credință și El să se facă văzut prin minunile Lui, prin faptele Lui, prin acțiunile Lui, prin creația Lui. Psalmul capitolul 19. Cerurile vestesc măreția ta. Întinde ca... Păi dacă îi spui că un om zice, nu auzi niciodată despre Dumnezeu. Numai când stai și te uiți în jurul tău la cer, cel mai mare predicator, e cerul, vestește măreția lui Dumnezeu. Și când pui problema că Dumnezeul acesta nu poate fi cuprins în spațiu și în timp, ci că El le-a creat, și universul acesta cât de lung e, cât de mare e, fără margini, din punctul nostru de vedere, totuși, Dumnezeu e în afara universului, cu alte cuvinte, are margini. Dar margine Lui. Un Dumnezeu așa de mare, un Dumnezeu așa de măreț, a ales ca să se facă cunoscut nouă. În primul rând, prin Scripturi. Roman, capitolul 10, versetul 17, credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Cu cât citești mai mult cuvântul lui Dumnezeu și cu cât ești atent la citire, pentru a vedea în context, Dumnezeu ți se va revela. Dumnezeu ți se va revela cine este El cu adevărat. Știi, sunt oameni care citesc Biblia ca pe o altă carte. Treci prin ea cum a trecut prin orice alt roman. Și dacă faci asta, o citești ca o carte de istorie, că oarecum e și o carte de istorie. Și mare chestie nu ți se întâmplă. Dar dacă o citești, să vrei să pricepi care a fost planul lui Dumnezeu. Dacă o citești știind că de fapt este Constituția Împărăției Cerurilor, dacă o citești gândindu-te că are o logică a lui Dumnezeu care noi nu înțelegem, dar Dumnezeu vrea să ne dea o fărâmă din ea, ia să înțelegi ceva. Și Biblia le numește comorile cerești. O comoară ascunsă. Proverbe, capitolul 25, versetul 2, de exemplu, slava lui Dumnezeu, zice Biblia, stă în ascunderea lucrurilor. Iar slava împăraților
stă în cercetarea lucrurilor. Vrei să fii împărat? Nu la voia întâmplării spune Biblia că El este Domn al domnilor, împărat al împăraților. Cercetează. Nu la voia întâmplării spune Biblia că cei ce vor birui le va da cetăți, vor stăpâni cu El în vecii vecilor. Măriți să fie Domnul. Amin. Credința, vedem că se manifestă în multe feluri. Și avem foarte multe exemple și Domnul Iisus Hristos, vorbind despre credință, la un moment dat a asemănat împărăția cerurilor cu un grăunte de muștar. Și El a spus în Matei, capitolul 13, versetul 31, la 32, Iisus le-a pus înainte o altă pildă și le-a zis, împărăția cerurilor se aseamănă cu un grăunte de muștar, interesant, pe care l-a luat un om și l-a semănat în țarina sa. Grăuntele acesta, în adevăr, este cea mai mică dintre toate semințele, dar după ce a crescut, este mai mare decât zarzavaturile și se face un copac. Așa că păsările cerului vin și își fac cuiburi în el, în ramurile lui. Matei, capitolul 13. Matei, capitolul 17, Domnul Iisus Hristos a continuat să vorbească despre grăuntele de muștar și a spus așa, din pricina puținei voastre credințe, vorbeau cu ucenicii, Iisus le-a zis, adevărat vă spun, Matei 17 cu 20, adevărat vă spun că dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar, ați zice muntelui acestuia, mută-te de aici acolo și s-ar muta. Nimic nu va fi cu neputință. Ce putem să învățăm noi de aici? Grăunte de muștar. Este o poezie care o știu scurtă. Cât un grăunte de muștar te vei avea credință, un munte vei muta din loc, vă este cu putință. Ce adevăr de necrezut și drept de asemănare credința, cât de mic ar fi, ea are o putere mare. În dreptul ei nimic, nimic nu poate sta, nimic în astă lume, căci biruință ni s-a dat în a lui Iisus Sfânt nume. De ce spui tu mereu nu? Nu poți să înfrâng păcatul tu cu credința în Dumnezeu. Poți birui și iadul. Măriți să fie Domnul. Dar asta și m-am gândit la acest grăunte de muștar. O credință micuță, ai spune, dar care face lucruri extraordinar de mari. Știi că Dumnezeu este atot puternic, dar Dumnezeu nu are un lucru pe care îl ai tu. Dumnezeu este atot puternic, ca atare, Dumnezeu nu are slăbiciune. Dar pentru ca Dumnezeu să poată să-și manifeste atotputernicia Lui în viața ta, El are nevoie de mica ta credință, care să-ți o pui în atotputernicia Lui. Și atunci vei vedea minuni. Știi, adeseori m-am gândit de ce un grăunte de muștar? De ce Domnul înainte să le spună că dacă ai credință cât un grăunte de muștar, le-a spus că împărăția cerurilor se mai aseamănă și cu un grăunte de muștar, care cineva îl bagă în pământ. Nici o valoare, spune. Da, dar crește un copac mare. Pentru că de multe ori Dumnezeu începe în noi și pune o sămânță în inima noastră, micuță, de adevăr. Dar aia vine din Constituția Împărăției Cerurilor. Aia vine conform Roman 10 cu 17. Credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos. Și aia începe să încolțească în viața ta și aia începe să crească în tine. Pentru că împărăția cerurilor se aseamănă și cu un grăunte de muștar. Și începe să crească, să duci rod, și începe să crească și se face tot mai mare. Și asta și m-am gândit. Cum crești tu în credință? Că de fapt o credință micuță care tu o vezi micuță astăzi, dacă i-o dat-o la timp, dacă e pusă în pământ și în condiții clare ce trebuie să aibă, va crește să devină un titan al credinței. Voi credeți că oamenii care îs afișați pe pagina din Evrei capitolul 11, titanii credinței, voi credeți că oamenii ăștia s-au născut așa? Voi credeți că Moise s-a născut dintr-o dată mare, nici vorbă, 80 de ani a fost departe. 65 de ani Enoch a fost departe de Dumnezeu. Doar la vârsta de 65 de ani spune Biblia că a început să umble cu Dumnezeu. Oamenii mari nu se nasc mari. Oamenii mari devin mari. Dar devin mari nu din cauza că ei ar fi mai mari ca alții, ci din cauza că ei s-au văzut mai mici ca alții. Și l-au văzut pe Hristos mare în ei.
Și grăuntele alea de muștar, credința aia mică care tu o vezi mică, acționează-ne. Eram copil, nou născut. 12 ani. Născut din nou, mă refeream. Și am început să citesc Biblia mai îndeamănunt și am început să mă gândesc la faptele acestea. Doamne, vreau ca să devin un om al credinței, să cred cu adevărat. Și am luat de la acest sâmbure de muștar credința mică care o ai acționează, că credința fără fapte e moarte. Și am început să mă rog, mă durea gâtul. Interesant. L-ai văzut? Era mic, nu știam eu multe, dar mă gândeam în mintea mea, zicea unul altul, bă, Dumnezeu vindecă la cină. Aveam 15 ani, numai ce m-am botezat. Zice, la 15 ani te-am botezat. Da, la 15 ani m-am botezat. La 15 ani deja am fost citit Biblia de 7 ori. Eram născut din nou și știam ce scrie. Dar la 15 ani, când am luat pentru prima dată cina, nu uit cât trăiesc eu, mă durea gâtul. Și m-a rugat, Doamne Iisuse, dacă cu adevărat este putere și autoritate, autoritate în cina Domnului, eu am auzit că au vorbit unul și altul, pentru mine e o chestie banală, mă doare gâtul. Eu când mănânc și când vreau, vreau să mă vindeci de durere de gât. Și așa a fost, lăudat să fie Domnul. A fost o chestie măruntă, micuță pentru mine, dar m-a făcut sâmburele ăla micuț de credință în mine să crească. Păi dacă Dumnezeu e interesat de gâtul meu, mă doare gâtul. Păi ascultă-mă, Dumnezeu cum vindecă o durere de gât, tot la fel te vindecă de cancer. Zonii, nimic prea greu pentru el. E tot la fel. Și dacă ai crezut că te-o vindecat de durere de gât, bă, te-o băgat în seamă pentru care o chestie care spune, mă, oricum te vindeci de la sine, că îți trece. De ce nu te-ar băga în seamă când nu poți umbla? De ce nu te-ar băga în seamă când ești paralizat? De ce? De ce să te limitezi pe tine însuți în credință? De ce să te îndoi când știi că ai de-a face cu un Dumnezeu atotputernic? Oare nu la voia întâmplării te-a făcut Dumnezeu și te-a lăsat Dumnezeu să treci prin ceea ce treci pentru că a vrut ca și tu să experimentezi anumite chestii? E timpul înainte, nu mai vorbesc mult, dar vreau să vă spun să nu uităm un lucru. Mi-am dat seama că după ce am fost născut din nou, în anii următori în viața mea, Dumnezeu m-a șlefuit și m-a trecut prin multe chestii. Ani după aceea, am stat și m-am gândit în urmă, de ce m-ai trecut atunci, prin ce mi-ai trecut atunci? Nu știu de câte ori era să mor, în accidente de mașină numai. Atâtea încercări au venit peste mine, financiare, de boală. N-am putut să... Eu că umblu astăzi, e minunia lui Dumnezeu. Puteau fi mort. Dar avem un Dumnezeu suveran, slăvit să fie Domnul. Și asta și m-am gândit la un aspect. De exemplu, dacă tu îți construiești o casă, ai pus temelia și după ce ai pus temelia, vine un cutremur mare. Te bucuri că nu te-o prins cu tremurul când era casa până sus. Dacă se crapă temelia, încă nu a fost zidit pe ea, zice, mă, s-a crăpat temelia la cutremur, e mai ușor decât dacă ai fi fost până sus, ai fi căzut toată casa. Dumnezeu în înțelepciunea Lui, mi-am dat seama că de multe ori, îngăduie anumite încercări în viața noastră chiar de la început. Știi de ce? Să ne facă pe noi conștienți cât de slabi suntem fără El și să ne înrădăcinăm în El. Știi, când bate vântul peste un pom, rădăcina pomului se bagă mai adânc în pământ și se întărește pomul. Chiar făceau ăștia experimente că au crescut niște pomi în seră. Și după aceea au dus în pădure și la primul vânt s-au împurdat toți. Până au realizat o chestie, că nu-i tătuna pomul care crește în seră și pomul care crește în pădure. Că pomul care crește în pădure, de mic el bate vântul peste el. Și el de mic se obișnuiește cu vânturi mai mici, mai tari și tot mai tari. Dar rădăcina lui se bagă tot mai adânc în pământ și el ajunge un copac mare. Pentru că împărăția cerurilor se aseamănă și cu un sâmbure de muștar care îl bage în pământ. El crește. Dar el, ca să crească mare, are nevoie de vânt. Și are nevoie de rădăcini adânci. Și Dumnezeu te trece prin suferințe, te trece prin greu, te trece să te șlefuiască, pentru că aurul este curățit prin foc.
De ce? Pentru că te vrea cu gelozie pentru sine. Și nu face logic pentru tine, că tu ești om. Dar nu trebuie să facă logic pentru tine, ci doar trebuie să accepți prin credință, știind că ce e scris este adevărat.